Doi frați dintr-o localitate bihoreană au fost reținuți de polițiști după ce oamenii legii au descoperit o adevărată cultură de cannabis la ei acasă. Aceștia creșteau plantele într-un solariu din grădina casei. Polițiștii au intrat pe fir după ce unul dintre frați a fost prins în flagrant în timp ce vindea 100 de grame de cannabis unui polițist sub acoperire. Tânărul a fost reținut imediat ce a primit suma de 3.000 de lei pentru marfa vândută. A urmat percheziții la locuința tânărului din comuna Tinca și într-o hală amplasată pe un teren care era luat în arendă de familia inculpatului. Acolo, oamenii legii au găsit într-un solariu peste 150 de plante de cannabis cu o mărime între jumătate de metru și un metru fiecare și alte 10 plante cu o mărime de 2-3 metri fiecare. În urma recoltării au rezultat peste 150 de kilograme de masă verde. În plus, anchetatorii au mai găsit aproape 5 kilograme de cannabis uscat, care era gata pentru consum. Iar la locuința fraților, oamenii legii au mai găsit ulei de cannabis preparat artizanal, iar într-o afumătoare alte circa 260 de grame de cannabis. Potrivit anchetatorilor, cei doi frați cultivau cannabis încă din anul 2015, iar pentru a-și înființa cultura, s-au inspirat de pe internet. Din recolta anului trecut, frații au reușit să vândă 911 grame de cannabis prin intermediul unor intermediari sau direct către consumatori, dar cea mai mare parte a recoltei, aproape 5 kg, a fost găsită de polițiști cu ocazia perchezițiilor. Cei doi tineri au fost reținuți și prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.